Haideți să ne așezăm. Și revin cu mare aminte, ținând cont că suntem ultimii mohicani, veniți în față. O să fie mult mai frumos și mai ușor să vorbim unii cu alții aici aproape, față în față, pe departe. Dragă Alex, te invit pe scenă, Oana, doamna Virginia, Tudor. Haideți să vă invit în față. Hai, Monica. Hai să văd pe cine am pierdut. Mirela. Așa, Mirela. Anca nu ajunge. Deci revin cu mare rugăminte să veniți mai în față. Nu stați în spate, haideți mai în față, ca să avem o discuție cât mai prietenoasă. Să dăm din culise cum a fost. Hai. Eu sunt rușinos. Haideți, veniți mai în față. Vă rog frumos. Este mai ușor pentru toată lumea. De înțeles, pentru că vom vorbi subiecte grele. Să știți că nu o să vă invit să luați cuvântul pe rând pe rând, decât odată ca să vă invitați și să spuneți unde ați fost și ați făcut proiecte. Și aș vrea să vorbim, de fapt, despre această experiență. Fac un scurt intro. La începutul acestui an, m-a sunat echipa de la GMB și mi-a zis, avem o idee și hai să ne întâlnim. Și am zis, bine, hai să ne întâlnim, mă gândeam cine știe ce-o fi. Eu am fost prima care, după ce am făcut bombul Why Don't You Come Over, m-am dus la ei și am zis, băi Mihai, dacă mai bine o idee, veniți mă și la noi, adică și m-am dus doar la gând. Și el a zis, bine, când o să ne vină o idee, te căutăm. Și m-am bucurat că m-au sunat, nu știam ce o să fie. M-am dus la întâlnire. Și Mihai a făcut și un PPT și Doamne, ați nebunit, ce faceți? Păi nu, că vrea să te convinge. De ce? E un proiect greu și nu știu dacă se poate face. Și ideea era simplă. Hai să facem un schimb de director de marketing. Primul mare schimb de director de marketing. De fapt, primul schimb de director de marketing. Nu s-a mai făcut așa ceva. Și am zis, da, ce frumos, pe modelul schimb de mame, îi luăm, îi mutăm într-un departament în altul. Așa era, deci noi râdeam, ne mai puteam. Și a zis, da, dar tu dai seama cât e de greu, că cei din companie nu sunt de acord, că trebuie să fie o grămadă de hârtii semnate și o grămadă de aprobări. Și zic, da, înțeleg, zic, dar dacă nu-l facem noi, nu face nimeni. Adică, fără pauză modestie, știu cum să faci proiecte în care nimeni nu vrea să se bage. Asta am făcut atâția ani. Și au zis, păi și-ți place? Ce facem? Ne apucăm să-l facem? Și am zis, da, hai să ne apucăm să-l facem. Sunt convinsă că o să iasă. Cum adică? Zic, păi, uite, în câteva zile deja trebuie să-i dăm drumul. Și ei erau foarte uimiți. Cum adică să-i dăm drumul? Echipa de la Telecom a venit imediat alături de noi și a zis, este cea mai bună idee, este o idee pe care noi ne chinuim de foarte multă vreme să punem oamenii să vorbească despre experiențele lor, despre ceea ce înseamnă că trebuie să vii să povestești, că așa înveți, atât unul de la altul. Adică e ceva atât de simplu, dar care nu se întâmplă. Și nu știu dacă ați observat, dar și la antreprenori, și la marketing, și la toate domeniile, când vine cineva și spune, nu mi-a ieșit asta, toată lumea este încântată. Când nici lor nu le ieși. Și se simt pe aceeași lungime de untă. Când vine cineva să laudă, Doamne, ce mi iese mie, nu e nimic interesant, e nasol. Cum mi-a ieșit ăsta și mie nu mi iese. Și așa am pus la cale primul proiect. Nu, să nu credeți că a fost ușor. Începeam să alegem. Pe cine alegem ca director de marketing? Am căutat oameni care nu aveau bugete mari, ci oameni care aveau acțiuni. Oameni care făceau lucruri. Așa i-am ales. Și am început să spunem. Tudor, vrei să vii? Da, dar cine mai vine? Oh, păi cum? A fost de acord și mega imagi. A fost de acord și... Asta era poveste. A, da, bine, vin. Două zile am convins toți. Inițial nu era niciunul de acord și nu știa niciunul, dar două zile am vrut toți. Ce a fost important este că am vorbit cu oameni care fac proiecte și care știu că nu există o rețetă și că nu trebuie să facă alții înainte, că trebuie să faci tu primul. Și așa a apărut pe mix. Și în momentul în care 10 directori de marketing și-au schimbat între ei locul de muncă, pe bune, adică într-o zi au plecat și Tudor a fost la Avon, de la BMX nu mai era cineva, nu trebuia să fie Ancanuță. Ancanuță a fost la Mastercard, și tot așa celălalt se duce la compania celuilalt. Găsiți tot în revistă.
Oamenii au zis, dar eu cum o să mă duc acolo și cum o să mă primească? Spuneți, mă, dar facem ca o ședință. Și tu vii și spui și din experiența ta pe care o ai în domeniul tău, vii și povestești cum a fost. După ce a avut loc BMX și și-au dat seama directorii de marketing, ei între ei, că au aceleași probleme, chiar dacă este un domeniu diferit, chiar dacă vorbim de un buget enorm la Dacia și un buget mic la Orkla, o schimb a fost între Dacia și Orkla, unul dintre schimburi, ei aveau aceleași probleme. Aveau, de fapt, aceleași provocări. Și au găsit împreună soluții și au început să colaboreze, să facă foarte, foarte multe proiecte frumoase împreună și m-am bucurat. A venit ideea, hai să facem PR exchange. Oana, tu ai zis-o la summit-ul de la București, nu? La evenimentul Social Media Summit București. Băi, a pus și clientul în locul agenției, ca să vadă clientul cum e. Și am zis, ok, hai să facem PR exchange. Și vreau să vă spun așa, că sunt frustrări de ambele părți. Că toată lumea e nemulțumită. Că unii au mai mult bun simț decât alții. Că unii vin și pun piciorul în prag. Dar în momentul în care încep să vorbești despre probleme, deja jumătate de pas este ca și făcut. Deja omul celălalt, dacă are urechi de auzit și e un om normal la capul lui, să fii serios, dar sunt și oameni care sunt cei mai deștepți și ei nu o să schimbe niciodată nimic și ești tu mai bine. Nu vorbim despre aia. Încep să schimbe din lucruri și încep să se întâmple experiențele împreună. Și încep ca oamenii să-și dea seama că toți avem un loc de muncă și vrem să ne facem treaba mai bine și să lucrăm mai bine. Și eu vreau să închei și vă rog să vă prezentați, să spuneți în ce proiect ați fost, la cine ați fost în vizită și care a fost cel mai greu lucru. Doamna Virginia. Virginia. Virginia Oțel este numele meu, sunt Communication Leader la Caranti Group România și am făcut echipă cu Oana, Alexandra, l-a dus la Eminar. Da, păi echipa e echipă, până la capăt. M-am bucurat foarte mult să fiu implicată în acest proiect. Până la urmă, noi toți lucrăm în comunicare și ne lovim de percepții și încercăm să vedem cum putem aceste percepții să le comunicăm mai bine și lumea să vadă realitatea în percepția. Asta am încercat și noi să discutăm. Care sunt percepțiile pe care clienții sau companiile de comunicare le-ar avea unii despre alții. Cel mai greu, ca să fiu sinceră, a fost să-l convinc pe CEO-ul băncii. Și aici trebuie să recunosc că Marta m-a ajutat să fie de acord să fiu implicată în acest proiect, pentru că în domeniul nostru, știți cum este, confidențialitatea subiect de reglementare și teama era cum să nu răspundem acestei cerințe, dar până la urmă i-am explicat că nu este vorba de să spunem oferirea de informații confidențiale asupra activității băncii și a noastră, ci pur și simplu de un schimb onest de opinii, de păreri, de ce s-ar putea face. Și am reușit. Și mulțumesc! Dar stai puțin că nu mi-ai spus. Ce a fost cel mai greu în interacțiunea cu Oana? Să joace... Interacțiunea cu Oana, ca să fiu sinceră, nu a fost așa. Nu. Nimeni de solidea, ce lucru a fost cel mai greu. Ce mai rău? Să pot să am interacțiunea cu Oana. Nu a fost nimic. A fost o... Până la urmă au fost niște discuții extrem de utile, plăcute. Da, să știți că Oana înseamnă că tu mai ai făcut treaba. Deci tu nu ți-ai făcut treaba, Oana? Ba, nu. Dar nu cred că era vorba de răutate. Cred că, din contră, ne-am potrivit foarte bine în echipă. Până la urmă am fost, cred că, foarte oneste discuțiile noastre. Fiecare și-a spus punctul de vedere și ce am încercat să facem, să avem mai multă empatie. Poate o să discutăm puțin mai târziu, că am observat și în cealaltă sesiune s-a menționat acest lucru și eu l-am menționat la rândul meu cu ocazia, altor întâlniri. Solidaritatea. Până la urmă și noi, că suntem clienți, că suntem companii de comunicare, de PR,
Trebuie să avem o solidaritate a presei. Și această presă ar trebui cumva să meargă puțin pe un alt drum, poate. Deci despre solidaritatea presei am încercat, de fapt, să vorbim. Păi îți spun așa, că mi-aduc aminte că atunci când am vorbit noi două secunde despre faptul că ar fi bine să facem și să faceți voi, de fapt, și un proiect care să însemne schimbarea agențiilor de PR cu clienții, tu ai zis, bă, da, e o idee foarte mișto și ne-am gândit la asta și da, clar, dar o să fie nasol că nu o să vrea să vină exact aia care au mai mare nevoie să facă genul ăsta de schimb. Adică fix aia care poate nu înțeleg cum e cu empatia și cum e de partea cealaltă și așa mai departe. Deci ăsta cred că e răspunsul pentru tine la întrebarea ce a fost cel mai greu. N-a fost nimic greu, pentru că Virginia e o femeie foarte mișto, e un om de comunicare foarte mișto. Da, am avut niște discuții foarte cerebrale și ne-am spus lucrurilor, le-am spus lucrurilor pe nume. Mai mult decât atât, noi ne-am dus, eu și colega mea, la Virginia și echipa ei, cu niște mituri pe care am încercat cumva să ne le lămurim. Ea, la fel, împreună cu echipa ei, a venit și deja am avut niște discuții foarte concrete, dacă vrei. Nu m-a surprins că suntem pe aceeași lungime de undă. Dar, până la urmă, eu cred că, de fapt și de drept, valoarea proiectului ăsta este tocmai că cei care poate au un pic mai mare nevoie de el și poate n-au avut curajul să se implice sau nu au avut șansa să se implice în el, să își ia un pic temă de gândire, pornind de la materialul pe care voi l-ați făcut și de la ceea ce poate împărtășim și noi astăzi, și să dați seama că, da, într-adevăr, e foarte mult despre empatie și despre pusul în locul celuilalt. Și rea știi că pot să fiu, dar cu cine merită. Ok, deci Marta mă sună, Tudor, am o idee nebună, te bagi? Da. Te-ai întrebat cine se mai bagă. Nu, aia am întrebat mai târziu. Prima oară era crazy. După aia am întrebat cine se mai bagă și după aia am dat drumul la această idee care a dovedit a fi o idee foarte bună. Am colaborat cu echipa Event. Noi, fiind o companie de IT, cum spunem, o transformare, unul dintre cele mai mari transformări prin care trece corporația, suntem veșnic într-o continuă mutare, în ghilimele, că era nu ai echipa noastră să mută din loc în loc, dar ideea în sine este că noi suntem niște echipe relativ mici. Mergând la Avon, am dat o echipă de marketing mare, matură, frumoasă, bine închegată, și care face, într-adevăr, marketing așa cum ar trebui făcut în foarte multe alte companii din România. Adică pornind de la date, de la cifre, de la KPI-uri și întreg procesul este atent monitorizat și orice fel de acțiune care se face este măsurată. Acum, în colaborarea mea cu Raluca, Raven și, de fapt, cu toată echipa Raven, când am fost acolo, cred că cel mai greu moment a fost să aleg culoarea rujurilor și culorile chiloților. Din catalog. Aia a fost într-adevăr o provocare. Dar, bineînțeles, trebuie să știi foarte bine să și delegi drept urmare, am cerut consultanță și până la urmă m-am ales locație. Similar, când a fost Raluca și cu PR la noi la firmă, a fost foarte, foarte fain pentru că ne-am intrat direct în pline, adică am intrat direct în discuții despre tehnologie, poziționarea produselor și serviciilor noastre, transformarea prin care trecem. Și s-au generat niște idei într-un spațiu de câteva ore. Nu ai mult timp într-o zi. Cu cafele, cu lunch, cu asta, nu ai mult timp efectiv într-o zi. S-au generat niște idei extraordinare. Atât pentru noi, intern, ce să facem în Microsoft, cât și direcții viitoare de colaborare, pe care deja le implementăm. Mă rog, foarte multe aprobări în spate, sinergii de găsit, adică când două corporații americane s-au pus să lucreze împreună, trece mult timp până să iasă, dar de obicei ceea ce iese, este într-adevăr foarte, foarte fain. Adică direcțiile sunt deja stabilite, tacticile așteptăm să le implementăm, dar dincolo de chestia asta, a fost foarte interesant să vedem, de fapt, câte sinergii există între mentalitățile și abordările noastre. Adică cu toții vrem să facem un marketing curat pe piața din România, vrem să facem acțiuni vizibile, acțiuni de impact și, last but not least, s-au generat idei de ambele părți. Adică, odată, Avon, în modul în cum tratează tehnologia și în modul în care
oamenii pot să interacționeze cu tehnologia și cu digital. Iar pentru noi, pentru Microsoft, cum putem interacționa în professional? Și chiar în perioada următoare, veți vedea o primă inițiativă pe care o facem destul de crazy, da? Bine, nu am vrem de fashion, nu în zona de makeup, dar sper să iasă, e un proiect în care sunt direct angajat și va fi o chestie inovativă. Dar cum ne place, o să facem fel de fel de nebunii. Dar astăzi, cred că, dincolo de partea care sunt cea mai dificilă care a fost identificarea cu ziua, cred că, efectiv, stăteam amândoi și urmăream cum arată restul pieței și cât de mult mai e de muncă. Și întrebarea cea mai dificilă pentru noi care suntem în pozițiile astea de marketing este ce vine după noi? Ce vine în spate? Generația tânără. Cât de bine este pregătită sau cât de bine cât nu este de pregătită. Și acolo avem, cred că, mult de muncă. Pentru că noi tot timpul am zis, da, sistemul de învățământ românesc și agenții și firmele astea nu pregătesc junior, nu sunt junior, nu cine să vină să continue să facă treabă sau să inoveze. Și în realitate, dacă noi nu ne implicăm să facem, și o să anunțăm în curând niște chestii pe care de asemenea le facem, atunci cine? Deci cred că asta este o temă pentru întreg spectrul de marketing românesc. Cum creștem noua generație? Mersi. Bună, Mirela Antunes, Mirela Nețanu, de la L'Oreal, Corporate Communication and Regulatory Affairs Manager. Eu o să dau un pic timp înapoi, să-mi amintesc de proiectul menționat, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult proiectul acela, l-am urmărit, țin minte toate postările care le făceați online. Mi s-a părut ceva cu totul și cu totul aparte. Acum am funcție de Corporate Communication, dar background-ul meu e de marketing, că am fost mulți ani direct de marketing, care mi s-a părut wow, să ai curajul, nebunia, zi-o cum vrei, să aduci oameni care au ori, au proiecte, au tot felul de lucruri frumoase în spate la care poate nu vor să renunțe, să-i pui să-și le expună în mod atât de direct. Până azi nu mi-am făcut foarte mult proiectul. Ca tare, când am vorbit noi două despre acest proiect, eram așa într-o dualitate, pentru că știi că a fost o problemă cu partea de aprobări, apropo de ce a fost cel mai greu. Obținerea aprobării. Atât de greu, dar am zis până la urmă, dă-o la mine, mergem fără aprobare, sperăm că vine și aprobarea după. A venit. Dar după. Bine că a venit după, că între timp se pusese și proiectul. Pe de altă parte, mi-era ciudat, cum ar fi să rămân așa proiect frumos, deci nu se poate. M-am bucurat foarte mult că aspectul care l-au premisă foarte clară, cuplurile mele nu trebuie să fi lucrat împreună. Tot de fapt, o serie de agenții, avem experiențe și frumoase, și mai puțin frumoase, pentru că, na, ăsta e specificul și dinamica activității și a fost, știu clar, a fost un impediment în corectitudinea acestui proiect, dar ar fi fost cineva cu care am fi lucrat sau cu care chiar lucrat. Ca atare, faptul că e agenție cu care nu am lucrat, faptul că e Ioana, care e o persoană extrem de deschisă și care a fost la GMP. Am fost la GMP, am uitat să spun, da. Am fost la GMP, la Ioana, pe care nici măcar nu cunoșteam personal, ne-am mai văzut noi așa, dar nu ne cunoșteam personal și apropo de ce a fost cel mai greu, în percepția mea, pentru că s-a dovedit că realitatea nu a fost deloc, mă gândeam cum aș putea să fac să transmit un mesaj corect și foarte fair play și fără politică linie. Astfel încât să fie bine primit. Dar Ioana era exact pe aceeași direcție și ea, ca care am avut o discuție foarte constructivă. Și vreau să zic că la sfârșitul discuției chiar am stat și m-am gândit și e un learning pentru noi toți, pentru clienți, pentru agenții, pentru toată lumea, de ce nu putem lucra așa în mod normal? Deci, orele care le-am petrecut împreună au fost, să știi, o să-mi spui, o să vreau să spui, am avut un nivel de deschidere atât de mare încât am ajuns inclusiv la lucruri care să zicem, toți știm că avem și plusuri și minusuri și suntem, știm clar că noi clienții suntem nerealiști pe anumite lucruri și cu toate astea nu admitem toate lucrurile astea în fața agențiilor. De ce? Sunt o serie de motive. Poți să strângeri... De multe ori sunt orgoli. De cele mai multe ori. Sunt orgoli. După aceea sunt istorii care s-au repetat și care cumva s-ar putea să ajung să nu poți să le demontrezi. Și de multe ori sunt minusuri pe care nu vrei să ți le admiți. Minusuri pe diverse direcții, inclusiv financiare. Și asta mi-a plăcut în discuția cu Ioana, că am ajuns reciproc să abordăm toate subiectele și alea frumoase și direct, de perspectivă și noi, clienții, în ce direcție am vrea să mergem de lucrurile ei, ce pot să le ofer și lucrurile mai puțin plăcute și am, în sensul asta am stat și m-am gândit
ce nu comunicăm așa în fiecare zi? Și e clar, nu e nici vina agenților, nici a clienților, e a noastră și e vina comună. După aia, probabil că o să mai discutăm, dar venind în coace, am realizat un lucru. Săptămâna asta, întâmplător, noi s-a nimerit, am avut tot o serie de business review și prezentări peste prezentări și am realizat un lucru, care l-am realizat și întâlnirea cu Ioana, dar astăzi l-am conștientizat și mai mult. Nu ajungem să ne dăm un feedback suficient de deschis și de real și nu ajungem să ne bucurăm și de lucrurile bune și mai puțin bune, nu ajungem să împărtășim miza. Obiectivul miza pe proiecte este normal la client mult mai mare. Dar ar trebui să împărtășim, să antrenăm agenția și cu bune și cu rele, inclusiv atunci când e un proiect poate nu atât de reușit să dăm un feedback corect și să fim capabili să primim un feedback corect, dar și atunci când e un proiect reușit, să spunem agenției, bravo, ai făcut un lucru super bun. Pentru asta vreau, de asta ziceam, săptămâna asta întâmplător, am avut noi film o serie de studiu și am văzut, m-am uitat, lucrăm cu foarte multe agenții, cu foarte, agenții foarte bune, foarte frumoase, dar mă uitam în toate prezentările care au fost, nimeni, începând de la junior project până la marketing manager, toate proiectele care au fost prezentate, nimeni nu a zis, au fost prezentări interne. Dar nimeni a zis, uite, aici asta a fost ideea agenției. Deci noi știam. Au fost cazuri când a fost ideea clientului, au fost cazuri când s-a lucrat împreună, dar au fost cazuri în care a fost integral ideea agenției, au fost prezentările astea făcute către internațional, pentru că au avut niște colegi din afară aici, dar nimeni nu a zis, știi, aici trebuie să recunosc. Agenția a fost cu ideea, cu inițiativa, cu totul și am reușit să facem împreună. Din nou, e un learning pentru noi, cred, că, pentru noi ca și clienți. Pe de altă parte, și agențiile, toți trebuie să ne corelăm și să ne îmbunătățim, să vrem să ne îmbunătățim comunicarea, pentru că, uite, dacă e cineva care ne ia de pas și ne scutură, se poate. Nu știi cât de lume mă urăște piața asta. Mai nu știu, dar cred că ăștia care suntem aici, nu. Mulțumesc. Așa că fericitări, te mulțumesc. Bună, bună seara! Eu sunt Alex Stoiuș de la Image PR și am schimbat la PR Paul Marcoviț, care e vicepreședinte și director de comunicare la Tubor. O să dau și răspuns, dar mai încolo un pic. A fost și tragerea la sorți, să zic așa, că înțeleg că așa a fost și cu noroc și cu mai puțin. Mai puțin pentru că eu știu pe Paul de foarte, foarte mult timp, eu personal știu și de-a lungul anilor am avut... Ai n-am știut. Da. Uitați așa la vârsta profesională, nu contează. Și am avut ocazia. N-am lucrat, cred că, niciodată împreună, în relație contractuală, însă am avut de multe ori ocazia să ne vedem. Și, însă norocul este că pentru colegii mei din agenție a fost o experiență mai cu adevărat. Pentru cine nu știe, poate, sunt și unii care nu știu, e unul dintre seniorii de marketing în momentul ăsta. Paul a început să lucreze în 1991. Și am lucrat și pe comunicare, cred că a fost și agenție de comunicare, mi-a povestit niciodată și tot asta prin 91. Și a fost o experiență, ziceam, foarte, foarte interesantă pentru colegii mei din agenție. Eu m-am văzut la ei, la Tubor, cu toată echipa lui de marketing și am stat de vorbă liber, să zic așa, nu știu dacă se pregătiseră sau nu, dar au avut niște întrebări și niște teme pe care le-am discutat și la rândul meu în agenție am adunat o parte din seniori, cred că au fost 6 sau 7. Și recunosc că ne-am pregătit, ne-am pus niște întrebări și l-am așteptat. A fost destul de strâns ca timing, dar așa am apucat să ne vedem cam 2 ore, 2 ore și ceva în fiecare dintre locuri. Eu cred că ați răspuns și la întrebare că e altfel, pentru că e o întâlnire fără contract în spate. E o întâlnire informală, sau relativ informală, dar nu chiar a fost, aproape informală, zice, și pot să pui întrebări, ai angajamente, e ok, e altfel decât cu un client cu care ai contract. Dar dacă aveai contract, n-aveai curaj să pui întrebările importante? Să știi câteodată, eu vorbesc într-o agenție, eu personal am curaj, dar asta nu înseamnă că toți colegii mei au. Nu, dar da, vreau să descoperi, știi? Nu pui întrebările corecte, îi spui că poate clientul știe corect ce vrea, ce cere. Mai politică e corect, mai corporatist, cum zicem noi agențiile, cu tot respectul pentru corporații, este această tendință de a nu supăra. Poate nu pensez, poate nu-i bine, trebuie să fie un pic mai safe. Atunci când ai un contract, acum nu referim strict la contract, ci la o metaforă, ești mai relaxat.
și sper să întreb da, și despre personal, și despre parcursul profesional, și despre cum a reacționat în diverse situații destul de delicate. Acum, încă o dată, zic, mă rog, Paul e și un senior și în același timp un om cu principii foarte, foarte serioase, că mai bătrân în viață, adică vă dau așa un exemplu, el plătește piciu, ceea ce, sigur, se întâmplă mai rar. E început ceva. Da. Am văzut și asta, da. Și mai mic. Da. Da, e printre puținii și explică foarte clar și urmează. Ce a fost greu? Mă, n-a fost nimic greu. Cel mai greu a fost ziua respectivă, timing-ul, știi, și adresa lor care, unde e, da. Fabulos a fost, în sfertul, nu știu cum s-a mirat totul pur, că am ajuns înainte. Am avut noroc, dar a fost greu să ne împărțim pe zi. El avea un avion la 4, în fine, dar am reușit 2 ore și ceva, am stat fiecare parte la 4. În rest, nu a fost nimic. Dragă Monica, eu vreau să vă felicit. Să știți că noi vorbim cu multe agenții și cu mulți directori de marketing și cu mulți oameni în viață. Și multă lume se zice că de-a multe lucrurile zic, bă, dar ce face bullying? Ce face bullying? Dar ți-a clientă, toată lumea vorbește bine, dar clienți vorbesc bine la agenție. Este uimitor. Dar nu se întâmplă, nu s-a mai întâmplat în viață și în ultimii 2 ani toți clienții vorbesc senzațional, că este uimitor. Am făcut research cu ei. Iar la acest exchange, oamenii au stabilit întâlniri, s-au dus, s-au întors, s-au vorbit și așa mai departe. Zine ce ai făcut tu. Hai, zine ce ai făcut. Bună. Acum, printr-o trucere de asta, ce să mai zic? Monica Botesă, de la Goli. Ce să facem? În primul rând, nouă ne-a plăcut ideea de la ediția de marketing. Nu numai că ne-a plăcut ideea, dar ne-am pus la peste toți clienții noștri și le-am zis you have to do it. Adică a fost așa cu presiune din aia, dacă vi se propune, trebuie neapărat să acceptați pentru că e o idee minunată. Și Marta știe că am și convins niște oameni. Da. Foarte greu. Într-adevăr, e câteodată așa, pare chiar trist în discuția asta, așa o idee bună și să spune că cel mai greu lucru a fost primirea aprobării. Adică, cumva, miza pare că stă în afara proiectului și, de fapt, asta și în proiect. Deci am putut observa la prima mână în biz marketing, cam cum a fost. Noi am avut 3 clienți în biz marketing, adică Pepsi, KFC-ul și Mastercard. Așa că noi am ales din punctul ăsta de vedere. Da. Sunt toți niște clienți extrem, extrem de... Sunt foarte activi, cum spunea Marta. Așa că atunci când am auzit că se va întâmpla ceva și în zona de PR și nu știam că Oana a deschis această... Am înțeles. Bine. Deci n-a fost ideea agenției. Da. Și da, mi s-a părut o idee bună și am zis și eu când mi s-a propus, da, imediat. După aceea m-am uitat la listă. Și am zis, din lista asta, ce ar fi cea mai grea provocare pentru mine, așa personal și profesional. Și pe listă era și un domn, Gabriel Bercean, de la Federația Română de Fotbal. Eu nu m-am uitat niciodată la niciun meci de fotbal. Nu am citit în viața mea niciun articol despre fotbal. Dacă era un domeniu, lista aia, pe care îl stăpâneam foarte puțin și unde aveam o zonă de disconfort extremă, din punct de vedere pur și simplu subiect, era fotbalul. Și am zis cât de mișto ar fi să-mi iasă chestia asta. Pentru că ar fi exact polul ăla care mă scoate din zona de a, știu cum se întâmplă într-o corporație, știu cum se întâmplă chiar și într-un institut de research, știu mai multe chestii aici și a fost total descoperită. Și trasul ăsta la sos la mine a funcționat foarte bine. Eu nu mi-am exprimat niciodată și Marta și Loredana pot să atesteze că nici măcar nu mi-am exprimat gândul, dar când am văzut ce s-a întâmplat, am zis cât de tare. După aia am zis, dacă tot facem asta, să o facem într-adevăr cum trebuie și ne-am dedicat, s-a nimerit că și eu și Gabriel suntem niște tocilari în felul nostru. Și ne-am luat o zi întreagă fiecare dintre noi, deci au fost 2 zile de schimb cinstite de dimineață până seara. Pentru că am vrut, da.
am avut și noi am avut un concept în partea de Golin și conceptul a fost: hai să vezi puțin cum e viața în agenție. Hai să vezi cum au luat cu mașina și l-au primit de la client la client. Da. Cu task-uri fix ce ni se întâmplă nouă într-o zi, pentru că una din marile provocări în agenții este fix asta. De puține ori oamenii lucrează un singur cont. Schimbarea de perspectivă, dificultatea de a înțelege business-ul până la capăt, ritmul ăsta nebun, cred că e provocarea în sine a mediului de agenții. Și am zis, hai să treci prin asta, Gabriel. L-am dus la un brief la AFI și am făcut un brainstorming pentru aniversarea lor de 6 ani. L-am dus la KFC și am avut un working lunch cu echipa de acolo. Aveam un media training în ziua aia și l-am rugat să susțină 20 de minute. El a lucrat în presă înainte și am zis, te rog, vino și spune niște duze în dos din perspectiva ta pentru omul care va fi trăinuit. Omul a plecat extenuat. Deci Gabriel, la final, era puțin obosit. A fost o zi foarte intensă și i-am explicat puțin și cum, bineînțeles, e Golin și cum funcționăm noi și i-a plăcut foarte mult sistemul în care funcționa. Când m-am dus eu la ei, am avut inima strânsă din motivul pe care mi l-am mărturisit. Am luat o echipă cu mine, noi avem un grup, o foarte mică echipă care lucrează pe ceva care se cheamă IEP. Am avut noroc. Sunt pariuri sportive fără miză financiară, oameni care pariază just for the fun of it. Și acolo sunt niște oameni nebuniți după fotbal, evident, așa că m-am dus cu o echipă mixtă și oameni din Golin, dar și un om din IEP care pe parcurs să ne explice ce se întâmplă. El, Gabriel, a pregătit tot la fel o zi intensă în care ne-a trecut prin tot ce înseamnă Federația Română de Fotbal. Eu, dacă știam ceva, era ceva nasol. Adică știam că e o instituție cu o reputație dubioasă. Asta știam. Nu știu ce știți voi despre federație, dar eu asta știam. Și mai știam că se mai întâmplaseră niște lucruri recent foarte interesante care o să miște cumva imaginea instituției. Și am găsit acolo o echipă așa de pasionată și mai ales o strategie care m-a uimit. Și ce ne-am dat noi seama, de fapt, în zilele astea două, e că pasiunea asta pentru comunicare te duce să înțelegi orice domeniu. Eu am învățat în ziua aia atâta fotbal, cât nu o să învăț în toată viața. Dar acum pot să susțin o conversație de o oră, dacă vreți, despre strategia federației, despre problemele lor, despre cum o să schimbe oamenii ăștia această instituție și așa mai departe. M-am întâlnit cu toate departamentele, a fost extrem înseamnă interesant. Ce-a fost greu? Cred că pentru Gabriel a fost greu să treacă prin ziua aia de agenție. Adică a înțeles cât de complicat e să faci față ritmului, pur și simplu. Mie mi-a fost greu să mă rup o zi întreagă de agenție. Asta, dar a fost, la finalul zilei eram foarte fericit. Am schimbat perspectiva și mi-am plăcut extrem, extrem de mult. Da. Eu aș vrea foarte mult să puneți întrebări. Ca să avem un dialog. Și am să rog și pe rugăciunea mai așa. Poate revit. Eu vreau să spun așa două vorbe. Din punct de vedere, la tine. Dar, greșeala mea, cea mai mare, a echipei mele. Unde-i vă redat? Greșeala noastră cea mai mare este că am ales și agenții și clienți oameni deschiși la cap. Și n-a fost greu. Și în loc să scoatem la suprafață bubele, marile probleme și așa mai departe, pe care acum le știm, am creat niște prietenii și am spus niște oameni care au vorbit și s-au înțeles. Și au fost de acord. Deci marea problemă a fost. Eu n-am vrut să luăm niște nulități cu super funcții și cu bugete mari să vină să vorbească, să se dea mari. Pentru că după aceea trebuia să scriem în revistă și am zis, băi, nu vreau să scriem despre ăștia în revistă. Ce nebunim, nu se poate așa. Și am ales niște oameni ok și am greșit. De-aia proiectul nostru a ieșit frumos, dar el nu scoate la suprafață toate marile probleme. Adică, clienți care habar n-au ce trebuie să facă și care schimbă agențiile ca pe șosete, până vine una mai deșteaptă și convinge din diverse motive. Produse mediocre. Mai toată lumea are produse proaste și mediocre și toate agențiile de PR le vinde senzațional. Le vând. Nu mai știu ce toată lumea ține cu mâine de scaun. Și nu vrea să facă nimic. Și toată lumea stă cu mintea. Au luat, știu, la punctul, repede fac ce mi-a cerut clientul și atât.
Vă rog, dacă aveți întrebări din sală, îndrăzniți. Dacă aveți comentarii la ce ați zis, îndrăzniți. Aveți două microfoane. Absolut deloc vizabil, penibil. Asta a fost primul lucru pe care l-am discutat și cu Marta, dar și cu Virginia când am văzut. Am zis, băi, mă bucur foarte tare că nu ești client și că și lucrezi pentru bănci. Pentru că lăsăm la o parte orice fel de bullshit, nu încerc să te impresionez, nu încerc să mă impresionez, încercăm să punem lucrurile pe masă și să ne vorbim despre ele. Și exact asta a fost. Adică, nu știu, noi doar am fost norocoase. Nu cred că ați fost norocoase. Cred că cumva regulile, fără să fie setate, le-am simțit toți de la început, pentru că și eu de pe partea clientului și agenția mea nu e aici, deci Ioana nu e, pot să zic orice. Nu m-am simțit deloc... Nu înregistra! Nu m-am simțit deloc, nici măcar cumva ușor dusă în direcția unei posibile colaborări. Dovadă faptul că ne-am zis și pune și rele. Și rele a fost și de la ea. Deci ne-am expus foarte pe față ce facem bine și ce nu facem bine. Că mă gândesc că dacă ar fi vrut să ne cucerească, să zicem, avea multe metode să fac o expunere. Dar nu, a fost chiar o discuție simplă. Deci nici eu n-am simțit niciun fel de partea clientului, niciun fel de intenție măcar de a duce în direcția aia. Noi am încercat să facem altceva, pentru că și specificul federației ne permitea. Am vrut totuși să folosim, și ei s-au bucurat că ne-am gândit la asta, contextul pentru a crea niște parteneriate. Eu văd aceste proiecte ale BIS și MARTEL ca pe niște platforme în care să iasă și lucruri concrete și frumoase după aceea. Într-adevăr, cred că ar fi fost puțin ciudată situația în care se transforma un PR exchange într-un fel de selling informal. Ce am făcut noi cu federația e că prin acele întâlniri am creat niște legături care se pot transforma în proiecte ulterioare. Și mi se pare foarte bine. Mai ales că am aflat o fel de lucruri simpatice și chiar o să aflați în curând despre ce a ieșit concret. Deci, și nu mi s-a părut greșit. Nu mai știu ce mai vreau să întreb. O parte din ce aș fi vrut să întreb, ați răspuns și voi. Vreau să reiterez ce am spus și Marte atunci. Că mi s-a părut și mi se pare și sper să continui să faci proiectul ăsta. Mi s-a părut foarte mișto. Din păcate, ați fost voi, nu au fost alții. În sensul că toți sunteți oameni mișto și de la agenții și de la client. Nu avea cum să iasă poroială, really. Adică, na. Uite, pentru că e Ioana bună astăzi, o să fiu Ioana în sală și o să vă întreb totul din perspectivă de client și agenții. Cam ce lucruri credeți că ar fi trebuit să iasă la nivel? Tudor, trebuie să vorbim și tu, știi? Că-ți știi, domnule. Oana a venit pregătită. Ea a venit prima dată la noi și a venit cu o listă de 10 mituri, cum le-a numit ea, pe care trebuia să le discutăm. Noi, ca să fim sinceri, nu eram foarte pregătită, dar răspunsurile cred că au fost spontane și sincere. Ce am discutat și ne-am dat seama că există multe lucruri de îmbunătățit și de o parte și de alta. Din punct de vedere al, să spunem, clienților, da? Să iau propria bălărie. Ce știm din piață și din ce discutăm cu ceilalți colegi. Și în funcție de modelul de business al fiecarei companii. Există mulți oameni care lucrează fie în marketing, fie în PR la clienți, care, cum să spun, să fiu delicată, nu prea au habar despre ce este vorba ca să nu fiu delicată. Da? Asta este un lucru foarte important. Și competența celor care sunt implicați în marketing sau în comunicare corporatistă, iar cum se numește în fiecare companie, contează foarte mult.
la fel și pe partea cealaltă. Sunt domenii specializate, cum sunt banking sau pharma, unde, dacă pe zona de PR nu ai un om care să înțeleagă industria foarte bine, legislația, constrângerile, oportunitățile, limbajul de business, nu face față. Și din cauza aceasta există și de o parte și de cealaltă frustrări. Frustrări datorită, de fapt, lipsei de competență relevantă într-un anumit domeniu. Și ce am concluzionat noi este că și de o parte și de alta, oamenii trebuie să fie mult mai bine pregătiți și nu numai generaliști, dar trebuie creată o expertiză specifică industriei respective. Dacă lucrezi cu bănci, păi trebuie să ai câțiva oameni în compania de PR ca să înțeleagă ce înseamnă banking. Altfel este greu. Da? Nu vorbim aceeași limbă. Unul spune într-un fel, celălalt înțelege în celălalt fel și presupun că și în alte industrie este aceeași problemă. Și o să o las pe Oana pe urmă să povestească despre ce se întâmplă în țările cu economii mature, dezvoltate, pe zona aceasta, unde există firme de PR specializate pe un anumit domeniu și în care există, să spunem, acele Chinese walls. Adică chiar dacă o firmă lucrează cu mai multe companii din aceeași industrie, își capătă un avantaj competitiv în cunoașterea acelei industrii, dar asta nu înseamnă că informația este împărtășită între competitori, astfel încât să aducă atingere brandurilor și companiilor respective. E, noi aici mai avem, să spunem, ceva drumul de mers până să ajungem acolo. Acesta ar fi un lucru pe care l-am discutat. Deci trebuie să existe și dintr-o parte și dintr-o alta o mai bună competență în industrie. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez și pe urmă o să las pe Oana să povestească și ea. Este vorba foarte mult și de relaționare, de ce numim relationship management. Da? Și noi am discutat foarte mult lucrul acesta. Poate popular se numește chimie între oameni sau puțin mai academic spus empatie. Dar până la urmă, dacă nu încercăm să ne înțelegem unii pe alții, ce constrângere avem, cum putem să comunicăm mai bine, cum putem să ne spunem exact cum stau lucrurile și să avem această înțelegere, este greu. Și să dau un exemplu concret. Firmele, pe de o parte, deci pe lângă partea aceasta de comunicare umană, da? Există sau nu există? Poți să te înțelegi bine de la bun început cu o persoană și atunci să meargă lucrurile foarte bine sau poate să există o perioadă de acomodare sau poți să nu te înțelegi absolut deloc. Așa cum se întâmplă în viața reală, probabil că așa se întâmplă și în relațiile de business și cu partenerii, cu companiile care furnizează servicii și cu clienții. Dar, na, că am vrut să zic ceva așa mult. Vorbeam, da, de, da, mi-am spus. Partea, inclusiv partea, da, să spunem, clienții, pe de-o parte, vor să ofere, să spunem, bugete sau nu că vor să ofere, că nu e neapărat că vor să ofere, au constrângeri în a oferi bugete adecvate. Pe de altă parte, vorbind de oameni cu competențe mai mari care să lucreze în firmele de PR și îi trebuie trăinați, plătiți corespunzător. Pentru că plătești puțin, companiile de PR au venituri relativ, nu foarte mari, ca să nu spun mici, și atunci companiile de PR sau de marketing, cum pot să atragă oameni care au o anumită competență profesională, pregătire academică, să îi pregătească continuu, astfel încât să fie la niște standarde și de industrie, de breastră, de PR, de exemplu, și de industrie a clientului în care, care lucrează adecvate
și să și motiveze din punct de vedere al remunerației pe de altă parte. Deci noi ca clienți trebuie să avem această înțelegere. Da? Nu întotdeauna se întâmplă acest lucru, poate că noi personal ne-am dorit, dar poate că sunt constrângeri de altă natură. Deci, de asta am zis, trebuie să avem înțelegere și de o parte și de alta. Și această empatie să fie și personală și organizațională. Dacă îmi permiți, ce am observat noi, în special că am făcut și topul de PR, numai research-ului, s-a văzut foarte clar că în companii, companiile care angajează agențiile de PR, s-a schimbat foarte mult pre-managerul, directorul de marketing, client, să zic așa. Și au venit oameni tineri, nepregătiți, care se înțeleg foarte bine cu, dacă eu sunt mică cu pantofroșii, cu o agenție care este o doamnă cu pantofroșii sau tot o fetiță cu pantofroșii, și care nu se înțeleagă niciodată cu o companie care vine și spune, hai să facem o analiză a vieții, hai să vedem ce fac concurenții tăi, și lucrează foarte bine omul din companie cu cineva care este pe lungimea lui de undă. S-a cunoscut foarte mult că s-a schimbat față de ultimii 2 ani, și se vede foarte mult în piață, că este o cădere ca și calitate foarte rea, se vede. Deci, zi. M-ai lăsat aici, acum ai trezat aici. Da, azi întâmplător, să știi, am unii perfecti, dar nu știu cum ne-ai văzut eu. Cu ce am rămas și ce aș vrea cu asta să se înțeleagă din cum am văzut noi în experimentul ăsta? Da, asta era și de rea, poate mai sunt oameni în sală care dacă e numai lapte și miere, așa cum s-ar vedea în colaborarea voastră. Nu, dar ideea e nici să nu tinzi tot timpul spre lapte și miere. Că până la urmă, discuția dintre noi n-a fost aia care ne-a bătut pe umăr și am zis, mă, Virginia, ce mică gândești ca mine, fiar să fie, m-am găsit și eu un normal. Și asta era ca să fie exact același lucru. Nu. Ideea este că eu cred că oricare dintre noi, în cuplul ăsta, client-agenție, funcționăm în niște scenarii care sunt mai departe sau mai aproape de perfecțiune. Și da, cu toată bucuria spun că am întâlnit și clienți de-a lungul timpului, în care chiar am avut, Dumnezeule, relație perfect. Dar am avut și clienți cu care relația a început foarte prost, care ne-au adus la limita disperării, cărora le-am zis, prietene, ori îți bagi mințile în cap și facem așa, ori întrerupem colaborarea, pentru că s-ar putea ca fericirea ta în lumea agențiilor să fie în altă parte. Și chiar și acolo, evident, au existat două variante de răspuns. Da? Unii au zis, bă, acum că îmi zici, parcă văd lucrurile altfel și am continuat perfect. Alții au zis, mă, vezi ce impertinență, tu ești agenția, mai că ești provizor, ce îmi spui mie treaba asta, pa, la revedere. Și asta a fost. Dar trebuie să acceptăm că sunt și situații de genul ăsta. Până la urmă și la acest experiment sau la materialul care o să apară în BIZ, a apărut în numărul actual din BIZ, legat de experimentul ăsta, o să adere, o să rezoneze niște oameni care măcar sunt un pic deschiși la cap, chiar dacă nu fac încă lucrul ăsta. Niște oameni care o să zică măcar, uite, nu mi-am făcut niciodată problemă agenției, trebuie să zic, te rog frumos și mulțumesc. Dacă mă întreb cu mine, asta este, din perspectiva agențiilor, cea mai importantă chestie care trebuie să reiasă din acest experiment. Dacă tu, ca și client, știi sau nu știi PR, înțelegi sau nu înțelegi cum funcționează agenția, că ești mulțumit, nu ești mulțumit, știi să zici, te rog frumos, mulțumesc și fă mai bine că de data asta n-ai făcut bine, relația nu e cum să nu meargă ok. Deci eu, dar cred că take-out-ul meu ăsta este din toată povestea asta. Și am avut clienți de-a lungul timpului cu care am început colaborarea spunându-le fix acest lucru, la prima întâlnire, la aia de interacțiune. Și ziceți-ne un pic despre voi cum funcționăm, cum funcționăm. Așa funcționăm. Funcționăm pe bază de te rog frumos, mulțumesc și tras de ureche că nu știu. Și vor? Ce spun? Noi lucrurile astea nu mi se pare lucruri normale. Adică... Da. Nu, aici de, știi cum e, încerc să te pun pe tine în clusterul ăla de clienți cărora li se par lucrurile astea normale, pentru că și tu ai la rândul tău o agenție bună, cu care lucrezi de ceva vreme, cu care ai avut niște experiențe bune. Sunt clienți, eu am și acum în portofoliu, clienți cu care nu mă pot înțelege. Dar se întâmplă lucrul ăsta. Dar atunci apelăm la exact ce ziceai tu, Marta. Bă, dar poate omul ăla nu se înțelege cu mine. Dar mai mult că 23 de oameni în echipă. Este imposibil, având așa o diversitate, să nu se înțeleagă cu cineva. Și s-a găsit întotdeauna o soluție. Dacă vrei să găsești o soluție. Dacă nu vrei să găsești o soluție, da, calea este aceea de a merge fiecare mai departe pe drumul lui. Și sunt alte exemple în viață, sunt convins, în fiecare agenție, de-a lungul timpului, da, care
X nu s-a înțeles cu Y, nu știu dacă a fost neapărat chestia de chimie sau de altceva. După care a avut o colaborare fantastică cu Z. E perfect. Dacă vreți să completați ceva și vă rog, dacă aveți întrebări din sală, chiar vă invit. Cristian Florea de la Cristian, eu sunt curios cum au reacționat cei din echipa voastră, cum v-ați întors în agenția sau compania voastră. Bineînțeles că ați discutat despre schimbul ăsta. Ce feedback au avut ei? Pentru toți, e întrebare. Colegii din agenție. Da. Tot am zis eu și vreau să zic și mai devreme ceva, să răspund eu. În cazul meu, vă aduc aminte ce am povestit și cu taxa de pici, cam asta era fondul Paule, când prea puteam să-l prindem, aveam și noi o listă așa frumoasă, cum a pregătit Oana, nu i-am zis așa, dar tot o listă și 1, 2, 3, 4 întrebări, nu prea mai era fan discuția, că el răspundea cam cum vreau. Și, a fost o întâmplare și ce au mai înțeles și colegii mei care sunt seniori, e o chestiune pe care vreau să o văd mai devreme, am înțeles că în moment, Marta amintea de diverse persoane mai tinere profesionale, persoane foarte profesional, scuzați, din companii. Atunci când e un senior adevărat cum am avut noi ocazia să-l avem, sigur totul lapte și miere super, plătește taxe, e solidar cu agenția, e minunat, dar vă spun din experiență și ai mei colegi înțeleg asta și au înțeles-o, e și mult mai demanding pe fond, pe ceva foarte complicat. Și vă dau un exemplu chiar de aseară. Era un colegă de-a mea la un nou client, un potențial nou client, care foarte fericit cu noi, așa, la ultima prezentare, cu multă încredere, cu tot, ea când a ieșit a zis un extraordinar, foarte bine, zice, mă simt super confortabil, are încredere în tot, dar zice, are prea multă încredere, ce responsabilitatea o să fie la mine. Înțelegeți ce vreau să zic? Ai mei, cel puțin fiind și mai seniori, au înțeles, nu poate fi doar lapte și mere. Și cumva, să spunea și Oana, că totuși vorbim de un business aici. Vorbim de un business și trebuie oarece senioritate și maturitate ca să pricep că până la urmă e de bani, dar pot să zici te rog și mulțumesc. Și dar acum noi vorbim, Marta ne provoacă și încerc să răspund cumva. Există clienți în ziua de azi care nu înțeleg că timpul nostru se măsoară în bani și că la sfârșitul zile noi luăm niște lefuri de fiecare dată pe 30 ale lunii, dacă ne plătesc sau nu, adică lucrurile sunt un pic mai... Apropo de asta, cum mulțumesc, eu aș vrea să vă dau un exemplu și cum se transformă el în bani. Eu l-am prins, tot mai rar existau mai pe vremuri, acum există mai rar, se chema Success Fee. Sigur, îl negociez de la început cu clientul și, în normal, teoretic și practic, înseamnă ceva depășirea de KPI, cum să spunem, sau depășirea de obiective. E greu să negociez în ziua de azi așa ceva. Acum ceva ani colaborăm cu un DJ pentru diverse evenimente. Și clientul a început să negocieze, aproape clasic. Nu-i dau banii ăștia de DJ. Ne-am negociat, ca să nu zic altfel, și a zis, eu îi dau banii ăștia dacă îmi ține oamenii în sală până la ora 12 noapte. Și toți zic, meseria unui DJ, dacă e bun, trebuie să-ți ia acolo să dansezi. Noi împreună cu el, adevărat, și el un DJ smart, mi-a zis, ok, în regulă, primesc banii ăștia până la 12, dar dacă îi țin după 12, îmi dau mulți bani. Nu. Adică, cerea e complicată să vă dați pe zic. Îmi lași pe apropo de partea aceasta financiară... O secundă, vreau Monica. O secundă. Eu voiam să vorbesc despre aceste rog și mulțumesc. Sigur că sunt foarte importante. Sigur că e bine când se întâmplă. În același timp, apropo de faptul că e un business, nu întotdeauna între business-uri, e vorba într-adevăr de politețe și sunt foarte de acord că trebuie să existe acolo. În același timp, cred că motivația agenției nu trebuie să stea în asta. Adică există o presiune foarte mare în companii, apropo de empatie și de tot exercițiul respectiv, pe care trebuie să o înțelegem de asemenea. Și odată ce am înțeles-o, cred că așteptările unora și altora sunt mult mai realiste. O să-mi contrazic puțin pe Alex, dacă îmi permite. Noi lucrăm cu Paul, de la Tuvor. Cu cât sunt mai senior oamenii și cu cât știu mai multe, în realitate, acel demanding pe care vorbea Alex, e mult mai realist. Adică, câteodată, tocmai persoanele tinere și foarte neexperimentate cer imposibilul și durează mult până când le explici nu se poate așa, nu se poate acum, nu se poate
în banii ăștia decât la un om care a trecut prin foarte multe proiecte și care știe deja toate aceste lucruri. Deci, cumva, nivelul e mult mai mult din punctul ăsta de vedere. Nu mai iertare, sunt perfect de acord, cred că eu m-am exprimat greșit, probabil, că sigur, după ce așa s-a înțeles. Imenii au vrut să zic pe fond, pe lucruri foarte, foarte serioase, care evident sunt și greu de făcut. Sigur că și imposibil e greu de făcut în mod categoric, dar mai ușor te înțelege acolo. Măi, mai cerut imposibil la vedere. Aici aș cere ceva ce se poate face, ce este foarte greu și care îți trebuie știință și îndemânare. Din punctul meu de vedere, cam același lucru am vrut să zic, dar probabil că... Dacă mai pot completa și eu doar ceva, pentru că mi se pare foarte interesant acest subiect legat de voi cu serialitatea. Trebuie totuși să recunoaștem că e o problemă care apare pe ambele tabere. Pentru că și pe partea clientului se resimte foarte mult. E o presiune tot mai mare pe agenții de câștigare de conturi, de asemenea, piața e tot mai concurențială și din cauza asta e și o presiune internă din partea agențiilor să-și administreze competenția internă. Dar poate să apară și dezamăgirea când, nu știu, tu faci un pitch, îți vin niște oameni care te lasă wow la prezentare, închei contractul și avem agenții care se fac și proiecte frumoase, nu se pot, dar sunt momente când anumite task-uri sunt suplinite de acești oameni mai junior și ei trebuie să crească, nu zicem nu. Dar ideea e că apare pe ambele părți frustrarea legată de lipsa unui nivel de experiență. De asemenea, experiența asta are legătură cumva și cu aria pe care o aștepți la nivel de serviciu, pentru că iar nu mai e cum era, nu știu, cum 5-10 ani, a organizat un eveniment, că să fie floșcată. Nu. Ai o viziune atât de holistică încât tu ajungi până la niște nivele la care înainte nu ajungi. Ai nevoie de cineva expert în public affair, în regulatorie, ai nevoie de expert în crisis communication, ai nevoie de foarte multe lucruri care înainte nu le aveai, poate atât de pregnante pe agenda ta și ai nevoie de senior și susținere puternică din partea agenției. Deci, frustrarea apare din ambele părți. Ce mi-a plăcut la un dat în întâlnirea noastră care am avut-o cu Ioana, zicea și Ioana și are legătură cu ce spuneai tu, Monica, cu empatia, pentru că empatia trebuie să fie reciprocă. Dar știu că Ioana povestea un caz în care zicea, domnule, uite, nici nu conta ce proiect și nu asta era ideea, cert e că trimiseseră unui client ceva ce ardea, au trimis foarte repede, s-au mobilizat și clientul nu răspundea. Sau e nefas, sau fac internet, deci pe asta a folosit-o, noi ducem, facem, dregem. După aia, de fapt, a văzut că stai, că săracul client stătea fiecare seară până la 9 și răspundea noaptea la mail, nu mai prindea. E nevoie de o bună cunoaștere și de o bună empatie, pentru că altfel ne hrănim sigur niște frustrări care Doamne dăunează. Dragi ne dragă, Tudor, aici o concluzie, că tu le știi pe toate. Departe să le știi pe toate. Am să fiu un pic nepoliticos și să zic că situația este numai la PR și la marketing și e generată de faptul că agențiile deseori angajează oameni stâlni, în timp ce clienții angajează oameni bâtă. De obicei, când tu revești bâtă de stâlni, nu prea bune nu se iasă. Drama continuă și este dată de modul în care și agențiile și clienții privesc piața. Și anume, într-un stil pur românesc, așa cum românii s-au închistat și s-au închis în sinea familiilor lor, și agențiile și clienții s-au închis în sinea lor și nu prea se uită la overall ce se întâmplă în piață. Și anume, ca să spun pe aia dreaptă, scade suma de bani disponibilă. Pe scurt, bugetele clienților scad. Drept urmare, agențiile, ok, angajează sau plătesc oameni cu mai puțin bani. Și este absolut o matematică logică. Sau, agențiile mai inovative încep să subcontracteze de afară. Da? Sunt multe agenții, ce țin de pe zona marketing, care au subcontractat proiecte de afară pentru a putea supraviețui. Și numai în marketing, în tot ceea ce înseamnă servicii, inclusiv în IT. Aș zice că foarte mulți dintre cei care prestează servicii nu-și fac bani de pe piața românească. Pentru că piața românească, pur și simplu, a ajuns foarte în ghilimele competitive. Este un termen foarte delicat, să zicem, competitiv. A ajuns pe stilul 299, discount 20%. Pentru că și datorită faptului că nu prea au fost haiducile alea din anii 2007-2008 cu foarte mulți bani de comunicare, se comunica oricine, comunica orice tâmpenie, brusc, dintr-o dată s-a ajuns la domne comunică numai preț. Pentru că, unul, nici nu sunt oameni talentați care să poată să meargă dincolo de preț, nici la client și nici la agenție. Și atunci toți comunică preț. Și cu toți ne mirăm, dar stai puțin, dar de ce nu se mai comunică absolut nimic de valoare? De ce nu mai există creativitate în agenții? De ce nu există senior în agenții? Păi știu o agenție, nu lucrez cu ea, dar știu o agenție care mi-a spus, băi, nu pot să plătesc un senior cu peste 1000 de euro. Bun.
Sorry, calitatea se plătește. Dar e o problemă a companiei, să nu înțelegi. Este pe ambele părți. Este pe ambele părți. Și atunci o companie care nu are oameni buni, fiindcă nu are bani. Trebuie să plece acasă să închidă. Da, e, la unul din merge și așa. Precum s-a văzut de curând, merge și așa, nu mai merge. Și asta trebuie să o acceptăm, nu mai merge așa, da? Sau niște, sau găsești alte crize, sau inovezi. De exemplu, de ceva vreme vorbesc foarte mult despre un termen care se numește growth hacking, da? E scurt, o să... nu e nimic, nu este o roată inventată, nu este absolut nimic. Sunt niște gândiri antreprenoriale din venite și aplicate în marketing, da? Chestii de bază, să faci teste, să mici, să nu arunci banii toți dintr-o dată într-o singură valoare, să faci teste multiple, să tot timpul să validezi, să citești date. Foarte mult se uită la mine de barbă, wow, aș vorbi despre reîntoarcerea Domnului pe Domnul. Nu! Sunt chestii naturale, dar din păcate nu s-a vorbit de ele. Dar majoritatea chestiilor se vorbesc de marketing sau cursuri de marketing sau vezi sau probleme și teorii răsuflate sau direct, domne, ce văd în viață? 2,99. 2,99, discount 80%. Și de-aia a prins România atât de bine Black Friday pentru că a venit perfect pe nevoia de comunicare și a agenților și a clienților. Din păcate, toată reducerea asta de preș, ducerea reduceri de margini, reducerea de margini, ducerea reduceri de costuri, reducerea de costuri, până unde? Undeva roata se rupe. Păi s-a cam rupt. Nu? Da, același lucru vreau să-l menționez și eu, deci mă bucur că mi-au luat înainte colegii mei de panel și acest lucru am discutat și noi și să nu se înțeleagă că dacă am avut o discuție onestă și prietenoasă, asta înseamnă că am discutat doar lucruri mai puțin profunde. Din contră, cred că am discutat nu, exact calitățile. Cred că le-am discutat în mod civilizat și matur. Și inclusiv aceste aspecte financiare, într-adevăr, așa stau lucrurile. Garbage in, garbage out, plătești puțin. Poate calitatea nu este cea mai bună. Și cum ieșim din acest cerc vicios? Că asta e asta este, care ar fi soluția. Și am discutat și noi acest lucru. Ok, ce facem de acum înainte? Cum noi clienți putem să determinăm CEO-ul sau, să spunem, omurile să aprobe bugete mai mari? Da? Asta înseamnă că trebuie noi, ca PR, comunitate de PR, să învățăm mai mult să vorbim în limba business-ului, să arătăm statistici, facts and figures, și mai mult figures, și să putem demonstra că există un return on investment. Pentru că, până la urmă, oamenii din business, asta așteaptă. Să vadă. Înțeleg. Și să, exact. Trebuie să vorbim limba lor ca să putem să obținem ceea ce ne dorim. În concluzie, trebuie să găsim un instrument de măsurare efectivă și cantitativă a ce înseamnă o investiție în zona de PR. Cu cât crește valoarea companiei, da? Dacă investești un buget X sau Y în PR. Încă nu există o modalitate agreată de toată lumea și perfect cuantificabilă pentru acest lucru. Poate că și aici există... Exact. Ce vreau să subliniez și ceea ce se vede... De păcate, dar trebuie să facem cu toți un efort. Poate că ar trebui să fie un efort al comunității. Ce vreau să spun și ce vreau să subliniez și ce se vede de la noi din redacție. Gândiți-vă că noi vorbim și cu companii mari și cu companii mici și cu companii medici, și cu companii multinaționale și cu antreprenoriale. Și vorbim cu toate agențiile. Și vorbim cu toți creativii și vedem tendințe și facem research-uri și ne chinuim să găsim tot felul de informații. Se vede foarte clar că o zic de mulți ani și poate că sună ciudat, dar omul simtește loc. Și în agenție și la client, omul simtește loc. Și dacă el e convins că o să iasă bine, găsește și bani, găsește și aliați în companie sau în agenție, că sau găsește agenția bună sau clientul bun și face proiect. Și credeți-mă că se întâmplă.
A, că nu sunt alea premiate semnând la toate festivalurile? Da, pentru că nu există interes. Că nu sunt alea care au cele mai mari cifre? Din nou, da. Dar nu contează să scoatem o față doar nulității. Dacă te uiți la TV, nu vezi nimic, nebunești. Eu nu mă uit decât la Disney Channel, de ani de zile. Dar, în realitate, în piață, sunt și oameni buni din agenții și oameni buni din companii. Sunt director de marketing bun. Sunt foarte mulți slabi. Foarte mulți slabi. Dar piața cerne. Și se vede și știi, mă duc acolo și ăla e praf, dar îl păcălesc într-un fel. Ce e important, așa se face. Se știu și bugetele și fiurile, se știe tot. Ce e foarte important este să vrem să ieșim din conjunctura asta, să facem proiecte. Pentru că un proiect frumos și un client fericit și o agenție frumoasă care a făcut un proiect frumos, se văd și schimbă și trag după ele piața. Toți ceilalți o să trebuiască la un moment dat să facă altceva. Nu mai pot să facă, să ia premiu cu comunicare presă. Este uimitor în 2000, anul trecut, să iei premiu că ai făcut un comunicare presă. E trist pentru o industrie. Nu se poate așa ceva. E trist pentru director de marketing să fie fericit că au făcut un tabel, un Excel, în care nici nu știu să citească cifrele alea. Oamenii ăștia vor dispărea. Eu sunt convinsă că vor dispărea. Și noi, ăștia care suntem cei mai nărăvași și nu ne lăsăm, o să-i împingem. Și la un moment dat, criza asta a făcut partea singură, parte bună. Că i-a scos în față pe oamenii care fac. Cei care au fost cu mingea, au ținut cu mâinile de scaun, stau acolo, dar se vede că ei stau și țin de scaun. Și la un moment dat vor cădea, să sperăm. Sau îi dăm în jos. Eram de acord cu tine, noi doi cel puțin, dar... Dar, întrebarea e când? Că suntem de acord că se cerne. Dar dacă durează când foarte mult... Când o să faci un proiect, când o să facă și... Da, corect. Suntem optimiști. Și deci când o să facă toată lumea un proiect frumos și când toată lumea o să vrea mai mult și cum a spus Aneta dimineața, când o să zic că ești incompetent, nu ești bun, și colegului, și clientului, și agenției, o să întâmple mai repede. Mă să mai zic, mă duc la o chestie care am zis-o și eu și în revista o scapă, tipul ăsta cu solidaritatea care am auzit-o la început. Hai să fim cinstiți, până la urmă, există campanii superbe și la noi și oriunde afară și fără bani mulți, nu e doar despre bugete. Problema e că atunci când dai puțin, câștigi puțin, cum zicea și doamna mai devreme, dar să fii solidar, adică nu să dai puțin și să aștepți mult, sau să dai puțin și să nu-ți vină și să zici că doar agenția de vină, sau viceversa, doar clientul de vină. Solidaritatea asta e neasumul. Atâția bani avem, atâta gherbiți scoatem. Dar împreună. Aici mai e o problemă, că până la urmă banii, totdeauna am dat exemplul ăsta. Eu cel puțin de ani de zile mă uit afară când citesc, mă uit la multe lucruri, dar mă uit și la campaniile cu buget redus. Iar uite, sau din alte părți. Interesant să vezi o idee senzațională sau cu foarte puțin bani că te-ai scos, că așa cu bani mult îți poate dată lumea. Și colegi de-ai mei mai tineri, dacă ești la un client și nu e lider de piață, zic, păi, challenge să lucrezi pentru ora care nu e. În fine, solidaritatea mi se pare, să ne asumăm împreună, e o echipă și ne întoarcem la povestea aia, care v-am nebunit noi agențiile, parteneri, parteneriat. Dar dacă tot facem un proiect împreună, suntem solidari. Pe lângă mulțumesc, pe lângă ideea cui a fost, o să fie mai greu să fim toți solidari decât să arătăm valorile. Părerea mea. Să știți că ne-am o mică surpriză. Cred că cine a fost și în anii trecuți, dar tot de noi știe. Vă invităm. Hai, doamna Giuseppina Burlui. Organizează-i. Vă invităm să ciocnim un pahar. La sfârșit de zilele BIS 2015, sunt 14 ani de când muncim la acest eveniment și venim și facem acest eveniment. De fiecare dată, norocul nostru e că sunt puțin oameni în sală și nu se bea foarte mult. Este o glumă, bineînțeles. Ne dorim să vă mulțumim că sunteți alături de noi și să știți că nu vreau să plecăm acasă, putem să mai stăm să mai vorbim. Dar nu ca uscat. Și să ne răsplătim așa puțin pentru dedicare, pentru efort, pentru ceea ce faceți, pentru că nu sunteți degeaba aici pe scenă și nici voi aici în sală. Sunteți oameni care vreți să se schimbe ceva și vreți să se schimbe ceva. Suntem toți oameni care nu mai vrem așa.
S-a văzut că toată lumea vrea să se schimbe ceva, dar a doua zi a obosit și a renunțat. Faptul că la ora asta noi suntem aici, arată că nu ne lăsăm așa de ușor. Eu vreau să mai zic un singur lucru. Te rog, poți să mai zici, adică ce vreau să zic? Un lucru. Mulțumim, Marta. Toată echipa, să știți. Mulțumim, echipei PIS. Deci, poate că fără microfon și poate că fără să fim pe scenă, se mai spun și altfel de lucruri sau se mai spune pe nume unui alt lucru sau... Eu încerc și sunt recunoscută că încerc să spun la egală tot ce se poate și că spun, și că spun, și că spun. Dar e nevoie să spun. E nevoie ca după atâția ani să vină cineva și să spună pe bune, pentru că toți ne mângâiem și iar să avem o scamă și tu și eu și avem o scamă și iar să te drăguți. Și nu se schimbă lucrurile, hai să le schimbăm, noi le schimbăm. Noi le schimbăm. Așa și ar trebui făcut aceste experimente mai des. Mi-ar făcut, îi invidiez pe Monica, că a reușit o zi întreagă să aibă această experiență. Dar a fost ușor. Dar cred că aș fi foarte plăcut. Și interesant. Și eu de-aia am să vă recit pentru că... Mi-ar fi plăcut să fi petrecut mai mult timp împreună. Da? Și calitatea a fost de... mare preț, calitatea întâlnirii. Dacă aveți alte întrebări, vă păi, acum, stai să serviți și la... Mă, serviți și aici. Să vorbim mai deschis, așa? Nu le-am dat nici apă, nu le-am dat nici apă. Tradiția, că mă doare. Domnul mama și... Și ce vreau să spunem, da, până acum 5 zile n-am spus nimic, stați așa că începe acum. Să știți că... Tot ce să dau din casă. Să faci un eveniment ca ăsta e foarte complicat. Și vin foarte mulți sponsori care vor să fie sponsor și să fie două pahare. Unul pentru mine și unul pentru Valimir. Sau pâine. Voi ați fac nici pe aici la pechina. O să mai aduceți. Hai, noroc! Noroc! Ce vreau să spun este că toți sponsorii care vin să susțină evenimentul vor o prezentare, company profile, vor să fie ei cu logo-ul cel mai mare și noi definim de în ultimii ani, spunem e sponsor, dar cu cât pui logo-ul mai mare, poate că o să ne urască lumea din sală, să vadă că nu mai schimba deloc. Și credeți-mă că am înțeles. Credeți-mă că mai sunt oameni care citeze pe hârtie, ați văzut toate, oameni care sunt vrenduiți și mă dă culoare. Dar sunt oameni și la ediția asta am avut doar doi. Doi care au fost văzut pe toată lumea. Și e mare lucru. Linie mai lin. Invitația e să stăm de vorbă, nu să plecăm. Fiecare funcție de program, dar ca să știți. Vă mulțumim frumos! Și noi! La...